Vă salut! Bine ați revenit la un nou clip pe canal. Acesta este episodul 3 legat de înființarea unei noi livezi de care mă ocup acum. Deocamdată am văzut în primul episod cum am tăiat pomii din livada veche. În al doilea episod cum am băgat toate crengile la tocat. Pe parcursul celor două episoade v-am spus că urmează să scoatem toți pomii din pământ. Este grămada de aici din spate și mai am una în partea aia, nu atât de mare ca asta. Acum o să vedem în episodul 3 cum o să dispară complet toată livada veche. O să mă ocup să tai ăștia, de asta am și drujba pregătită, o să-i fac bocuri, o să folosim ca lemn de foc. Vreau să mai toaletez părul cel bătrân care este în partea din fața mea, în spatele vostru, cum ar veni. Și să scot aici, am o grădină în partea stânga mea, o grădină cu niște roșii, cu niște fasole, o să scot tot și la final o să aduc și o motosapă să cărăm toate lemnele astea și resturile care o să mai fie din vechea livadă și de asta ne ocupăm acum acolo să facem intrarea de acces mai ușor accesibilă, să zic. Avem poartă pentru accesul în livadă, dar fiind o denivelare mare față de drum, ne ocupăm și de partea asta să pot băga o motosapă cu remorca. Haideți să vă arăt pe aici prin livadă să vedeți că n-a mai rămas niciun pom în picioare și apoi dau drumul la treabă să tocăm, să facem accesul în curte, să toaletez părul cel bătrân. Observați că am scos absolut tot din pământ. Ăștia sunt o mare parte din pomi. Nu mai este nimic față de cum ați văzut în primul video. Au mai rămas pomii aceștia, mai am vreo 3-4 pe partea asta. Sunt puși mai recent, am înțeles din comentarii că ei pot fi mutați. Deci am lăsat totuși, dacă nu o să-mi dea bine rândurile, o să-i mut. Aici este părul cel mare pus de bunicul meu, care va urma să fie și el toaletat puțin. O să folosesc chemondorul să-l tai, să tai crengile uscate și ce nu-mi place la el. Deci, în acest moment, este absolut scos tot. Mai am și aici 2-3 pomișori. Aici era un mare desiș de pomi, am scos tot. O să scot și grădina asta ca să pregătesc terenul pentru viitoarea livadă, dar asta o să vedem în alt video. Deci acum o să mă ocup să dispară absolut tot ce este pe aici și o să vedem la final cum arată terenul pentru viitoarea livadă. Acum o să ne ocupăm și de acces. Aici este o denivelare mare. O să ne ocupăm și de acest acces în livadă și de acești pomi să-i tai cu drujba. Toată lumea este implicată. Acum se taie și ațele ca să pot scoate eu araci ușor. Eu o să continui cu pregătirea locului de acces în curte până se taie ațele la vrejii de roșii, după care scot araci, scotem tot ce este aici, cu toate că mai sunt și câteva roșii coapte și gogonele, dar scoatem absolut tot.
Am terminat de tocat toate lemnele. Observați că am o grămadă frumoșică care va fi lemn de foc. Au ieșit chiar multe, așa, peste așteptări. Lucrăm în același timp și la nivelarea locului aici, pe unde o să intru cu motosapa. Astea sunt rădăcinile. Nu o să le folosim la nimic, o să le arunc unde bag chestii pentru compost. Vor putrezi foarte greu, dar nu am la ce să le folosesc. Surprinzător este că am tăiat și prin pământ și prin... Vedeți cum sunt rădăcinile astea și am reușit să termin lucrarea cu același lanț. Drujba o să aibă nevoie de întreținere. Se aude pământul care este probabil pe șină, dar am reușit să termin fără să ascut lanțul. Astea o să le car de aici și aici încercăm să facem accesul în curte. E destul de mare panta, dar eu zic că o să reușesc. Acum facem și noi o mică pauză și o să continuăm să scoatem toată această grădină. A dispărut și grădinuța, am scos tot, și araci, și vrești de roșii, și poce de fasole, am cărat tot. A mai rămas niște varză care va rămâne, începe să învelească acum, va rămâne cât va avea noroc. Când mă voi apropia cu pregătirea terenului cu motosapa, că se face sau nu, am scos-o. Mai am să toaletez părul ăsta mare, o să vin cu emondorul,
să-i tai puțin crengile, după care o să aduc o motosapă cu remorcă să car tot ce este pe aici, araci, poce, lemnele care le-ați văzut mai devreme și le vedem și acum. A reușit să bag motosapa cu remorcă în curte, în livadă. Aici e cam îngustă intrarea pentru că și drumul e foarte îngust. Probabil pe viitor va trebui mărită puțin poarta asta de acces. Am urcat destul de ușor și am făcut o pauză până încarc remorca să vă arăt și să vedem dacă vă mai aduceți aminte de remorcuța mea. Asta cred că o am de aproximativ 7 ani, nu prea am folosit-o. Am niște clipuri cu ea pe canal, când am luat-o, v-am prezentat-o. I-am făcut eu niște îmbunătățiri, i-am pus pe aici reflectorizante, aici în spate, triunghiuri, colantul ăsta cu 10 km la oră, grătarul ăsta, am un clip foarte vechi pe canal, când l-am făcut, l-am lăcuit ca să protejez podeaua remorcii. Îmi pusesem aici două luminițe din astea cu baterie, una s-a rupt. Aici e suportul pentru umbrelă. Remorca este foarte veche, nu era expus în magazin, e o poveste mai lungă cum am ajuns să o cumpăr eu. I-am schimbat tapiseria la scaun, i-am îmbrăcat scaunul în piele, vedeți ce cusături frumoase. Am fost la o firmă de făcea tapiserie auto și cam asta este remorcuța. Dacă nu vă mai aduceți aminte, am clipuri mai vechi cu ea. E numai bună aici pentru că e mai micuță, mai îngustă și am putut să intru mai ușor
pe poartă. Și e și mai ușor să urci o pantă de genul ăsta când este și ușurică. Acum încărcăm și începem să cărăm tot ce avem în livadă. Da, în acest moment livada veche a dispărut, și grădinuța care o aveam aici, părul, așa cum vedeți,
Este mai aerisit, am tăiat niște crengi, dar o să fie nevoie să vin și cu o scară înaltă să mă urc puțin cu drujba în el. Mai am un singur transport de făcut, se vede acolo motosapa și au mai rămas doar pomii puși destul de recent, de 2 ani poate, care nu știu încă dacă vor rămâne. Voi face niște măsurători să văd cum o să pice noile rânduri. Nu știu încă dacă vor rămâne, dacă îi vom muta, dar vom vedea în viitor. Așa arată din partea asta, mergem să vedem și din partea opusă de unde este motosapa acum. Așa arată și văzută din partea asta livada. Nu îmi vine să cred cum arată dacă mă gândesc la primul episod când am început să tai tot ce a fost aici, toți pomii. A fost mult de muncă. Mai este. În episodul următor o să vin cu oricum motosapa asta diesel de 10 cai Ruris 1001 KSD, ori cu cea de 13 cai benzină 1300 KS. O să frezez toată suprafața și o să încerc să mai nivelez puțin teren. Dar până la un nou episod o să fac acest ultim transport cu ce mai am aici. Mai sunt niște pere pe jos care le mai ia vecinul meu pentru porci. Și cam asta este vechea livadă, a dispărut aproape complet. Mai sunt acești pomi care nu se va știe nici dacă vor rămâne, dar livada veche a dispărut. Acum începem pregătirile pentru livada nouă. O să duc remorca acasă cu motosapa și până la un nou episod sau clip pe canal. Vă salut și vă doresc mult spor la treabă!